Incident bizar astăzi în jurul prânzului, în zona străzii Zambilei din Baia Mare. Un bărbat de aproximativ 40 de ani s-a dezbrăcat de la brâu în jos și a intrat în apa râului să sar. Mai apoi și-a scos toate hainele și s-a întins pe pietrele de pe mal. Două persoane care efectuau citirea contoarelor de apă l-au văzut și au apelat la serviciul de urgență 112. Noi l-am văzut, noi am anunțat cu colegul. Dar ce ați văzut? Era dezbrăcat în mijlocul pietrelor acolo și am stat la 112. Atât am văzut. Era deja acolo când am văzut. Îl cunoașteți pe domnul respectiv? Nu, care suntem de la Vitalie. Era în apă când am ajuns noi aici. Și ați sunat la 112? Da. Atunci urca pe piatra, pe bolovanul ăla unde e acum. Și era complet dezbrăcat? De la brâu în jos. Și și-a dat bluza jos, aruncată și s-a întins. Echipajele ambulanței, dar și pompierii militari au intervenit la fața locului, reușind ca în 30 de minute să-l scoată din albia râului. Conform site-ului vasiledale.ro, omul ar fi declarat cadrelor sanitare că a vrut să facă plajă. Prin urmare, bărbatul ar fi putut avea halucinații. Victima a suferit hipotermie severă, fiind preluată și transportată la spitalul de urgență din Baia Mare, unde a rămas internată. După ce va fi stabilizat, băimăreanul va fi transferat la secția de psihiatrie a Spitalului Municipal din Sighetu Marmației. Medicii vor preleva probe pentru a afla dacă, înainte de a se arunca în apă, a consumat sau nu substanțe psihoactive.